A ratat orice greu de tot acolo, singur cu portarul. Se întâmplă. Se întâmplă, da. Da, a alergat mult. Facem ușor, ușor, îi facem pe toți, ușor. Bravo, să ieșiți campioni. Te-a băgat o presiune. Bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Ultimul vlog la Arad. Atmosferă superbă. Astăzi, după cum se vede, suntem la Constanța. Avem meci. Farul Chindia, mergem să vedem pe Gicanu. Farul are 6 puncte, 2 victorii din 2 meciuri cu Mioveni și cu FCU Craiova acasă aici la Constanța. Ce să mai, și astăzi cred că va câștiga tot Farul și sper țin cu ei în meciul de astăzi. Așadar, nu uitați să dați și voi un like și un subscribe. Ne auzim de la stadion. Chiar în câmp e Gicanu, cum zicea el. M-a trimis în câmp, exact așa e academia poziționată. Aici a fost porum sau grâu, ce-o fi fost. Ia uitați ce e aici, nebunie, am ajuns și noi la Gicanu. Ia uitați și la bilete. La bileteanu. Da, am luat și tricou cu Românica. Poate îl semnează Gicanu, ăla care l-a semnat și Tamaș, pe care l-a semnat și Tamaș la retragerea lui Mutu, când am intrat pe teren, aveți vlogul pe canal. Academia Hagi. Frumos. Magazinul oficial al fariștilor. Sala de conferințe și trofeele. Cu Gicanu acolo să-și aducă presa aminte. Tribuna 0, pe aici trebuie să intrăm noi. Așa arată stadionul. Micuț, dar frumos. Acolo e Mamaia. Lacul, după aia Mamaia, după aia Marea. Și mascota acolo, Bobby Marinaru, cred că e. Numărul 5, Sebastian Mlade, manager tehnic, Gheorghe Hagi. Roberto Carlo Casa, Kevin Gobri, Ducule. Tudor Păluț, Romario Benzar, Eduard Rada Slovescu și Enes Sali. Torginio. Arbitrii întâlnirii de astăzi, George Cătălin Căman, aflarea pentru prima oară a imnului național al României. Deșteaptă-te, române! Vă rugăm să vă ridicați în picioare pentru intonarea imnului național al României. Va fi dată de fostul fundat stânga al echipei noastre. Mergi să noi pentru Mihai Fârcu! Aplauzele voastre pentru fostul fundat stânga al fotbalului Constanța, Mihai Fârcu! 29 iulie 2022, etapa a treia în care Farul Constanța caută a treia victorie. Constanța, vreau să aud gălăgie din partea voastră! Paru, 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 paru!
nici eu frumos am oferit. Foarte bine așa la urmă. Oamenii se iese la televizor înăuntru. Ce fete, Rocky? Ce cum nu e? Uite! N-a fost sens. Nu era. Acesta este așteptat în zona tabelei de marcaj pentru a intra în posesia trenului, astfel că Luca Vișan a fost tras la sorți și este câștigătorul tricoului semnat de Denis Aibec, în urma concursului. Ce l-a certat Vetorje, Giganu? Da, 0-0 la pauză, cea mai slabă repriză din sezonul ăsta. Nu se leagă nimic la Faru, Chindia pe apărare. E a doua oară când vin la Hagi. Prima dată 0-0 cu voluntari, acum vreo 4-5 ani. Tare mi-e frică să nu fie tot 0-0 și azi. Sorin Paraschivă, Șcala Steaua. Pregătește Benzar. Apărea schimbare, etapa la favorii Constanța, este cu numărul 5, Sebastian Mladen, dintre cu numărul 20, Romario Benzar! Repatrierile. Dă-i-o, bă!
acolo, bă, băiatule, bă. Cum să ratez, bă, de acolo, bă. Gicanu supărat pe bună dreptate. Mihal ce ne-a aruncat o privire. Ce ocazie are Chindia, frate. Benzar a rămas vârf, că nu mai poate. A trecut tot și fundaș dreapta. S-a accidentat Benzar. Benzar nu mai poate, accidentat. Și tot a dat-o, frate. La urmă, într-un picior. Paul Constanța, Chidia Târgoviște, 0-0, Paul Constanța rămâne invincibil în Superliga, la capătul celor 3 etape scurse până acum din Superliga, 2 victorii și 1 egal. Pentru Paul Constanța urmează. Al doilea meci când vin la Constanța, la Faro, tot 0-0 și primul cu voluntarea cu vreo 4 ani. Și al doilea 0-0 de pe vlog. Am mai fost la Dumbrăvița, unde Dan Alexa a pierdut play-off-ul de calificare în Liga 2. Mă duc să văd dacă îl prind pe Gicanu să semneze tricoul și ne auzim. Semnat aici Gicanu. Ce să mai? Nu contează, dar și să ai răbdare. Ce dacă e de la Lugoș? Corect. La Lugoș nu trebuie să ai răbdare? Este tot, trebuie să avem și răbdare. A ratat orice greu de tot acolo, singur cu portarul. Se întâmplă. Se întâmplă, da. Se întâmplă, da. A alergat mult. Îi facem ușor, ușor, îi facem pe toți, ușor. Bravo, să ieșiți campioni. Te-a băgat o presiune. Suntem de la Motru, din Oltenia, dacă nu e vrem. Uite, face, face. Am frumos, elegant, de când îl așteptam la Cluj, nu l-am prins, l-am prins acum la el acasă. Ce să mai? Dați și voi un like și abonați-vă cei care n-ați făcut-o, că sunteți mulți care vă uitați la videouri și nu, încă nu v-ați abonat. Și până data viitoare ne auzim. Numai bine!